Vinerea mare, cum te găsește pe tine această zi? Liniștită. Liniștită. E vorba despre liniște, despre pace, despre înțelegerea a ceea ce se întâmplă cu noi. Doar că mi-aș dori ca lucrurile astea să se întâmple pentru noi toți, să le conștientizăm în fiecare zi. Nu doar în zile de sărbătoare. Știi ce se întâmplă? Eu mi-am schimbat percepția asupra vieții mele în urmă cu 8 ani, atunci când am avut necazul acela cu coloana, știi? Și de atunci mi-am dat seama, a fost o lecție a mea pe care, din fericire, mulțumesc, pe care am și învățat-o, mi-am dat seama că viața este despre recunoștință, despre bucuria fiecărei clipe pe care o trăim, că viața însă și este cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu și e păcat să o irosim cu prostii, cu răutăți, cu invidie, cu lucruri care de fapt n-au nicio legătură. Dar ce înseamnă pentru tine Dumnezeu? Tot. Fără Dumnezeu noi nu am fi, fără Dumnezeu n-ar fi nimic. Mulți ar spune că cel mai important pe pământ, cea mai importantă este familia, copiii, tata, mama. Dar pentru tine este Dumnezeu? Dar toate pleacă de la Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi mama, tata, eu, copilul, fratele, copiii fratelui, familia, tot. Voi, noi toți. Asta este credința mea. Da? Asta este credința mea. Deci, un pic mai devreme de momentul greu prin care ai trecut acum 8 ani. Acum 8 ani, da. Credința a jucat un rol important atunci? Te-a ajutat? Sau ai avut parte de o revoltă mai degrabă după care... Nu a fost o revoltă. Repet, a fost o lecție. A fost o lecție pe care eu am învățat-o. A fost o lecție prin care mi-am dat seama că să pot să-i ajut pe cei din jurul meu, trebuie întâi să fiu eu sănătoasă și bine ca să-i pot ajuta pe ei. Știi? Pentru că mă lăsam cumva, nici nu mă gândeam că trebuie să fiu mai slabă ca să pot să mă joc mai mult cu copilul, că trebuie să fiu mai slabă ca să pot să, nu știu, să mă duc să car mai multe lucruri de la piață sau mai știu ce. Dar știi? Când l-ai simțit ultima dată pe Dumnezeu alături de tine? În sufletul tău, în inimă? Tot timpul. Eu mă trezesc dimineața și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit. Și mă uit în jurul meu, știi, la familia mea și îi mulțumesc încă o dată. Da, da, sunt extrem de recunoscătoare. Sunt binecuvântată, cu bine și frumos. Da, uitându-te în trecut, cum a fost Monica Angel atunci, acum, nu știu, 20 de ani și astăzi? Acum sunt mai liniștită. Sunt mai liniștită, sunt mai înțelegătoare, sunt mai echilibrată, sunt mai... mai răbdătoare, înțeleg mai bine tot ceea ce primesc și sunt mai recunoscătoare pentru tot, pentru tot, pentru tot, pentru tot. Uite, astăzi venind încoace spre voi, eram în mașină și mă uitam la copaci, cum se mișcă așa crengile și frunzele și mă gândeam, zic, oare pe ei doare? Wow. Sau se simt bine? Și mă gândeam, uitându-mă tot la ei, zic, da, iarna, oare cum s-or simți fără frunze? Știi? Wow, da, da, da. Foarte interesant. Da, adică... Oricum, faptul că, uite, ai ajuns la o asemenea înțelepciune și maturizare de-a lungul timpului, exact. Apropo de liniște și de recunoștință... Asta vine și odată cu vârsta, trebuie să recunoaștem, că atunci când ești foarte tânăr... Nu la toată lumea, exact. Asta spun că nu la toată lumea, depinde de noi... Și uite, în ultima perioadă foarte mulți oameni merg în aceste tabere sau retreat-uri de cunoaștere sau regăsire. Mm-hmm. Eu merg la un astfel de retreat, ca să-i spun așa, o dată pe an la Brașov, la doamna doctor Alina Spinan, care este prietena mea de 4 ani de zile și este și medicul meu nutriționist de 4 ani de zile. Și o dată pe an merg la ea la clinică, la Brașov și am tot soiul de revelații, știi? Și învăț o groază De lucruri importante acolo. Monica, pe tine ce te face fericită? Tot. Absolut tot. Da, dar până la asta trebuie să ajungi. Mi se pare greu, tot. Incredibil. Pentru că trebuie, zic eu, să conștientizăm că da, cel mai mare dar pe care l-am primit fiecare dintre noi e viața. De acord, dar trăim într-o lume în care
cu toții vrem să realizăm cât de multe lucruri putem, să avem mai multe lucruri, să cumpărăm mai multe lucruri. Eu nu spun că e greșit. Cum poți să fii fericit? Eu nu spun că e greșit. Eu spun așa, măi, uite, eu îmi doresc, nu știu ce, habar n-am, vreau să-mi iau o spun o prostie acum, vreau să-mi iau o fustă. Mi-o doresc mult de tot, dar nu ajung să-mi o iau. Și atunci tot eu cu mine zic, înseamnă că nu trebuia să o cumpăr. Înseamnă că nu trebuia să o cumpăr. Uite, și ești împăcat așa. Da. O pildă pe care a dat-o părintele Pimen și am ascultat podcastul în care a spus că totul se face cu voia lui Dumnezeu. Crezi în lucrul ăsta? Da. Da, uite, de exemplu, anul trecut băiețelul meu a avut un necaz la picior. A avut o căzătură banală pe iarbă, da? Și a făcut triplă fractură pe gambă. Cu intervenții, cu, mă rog, cu așa un gen. S-a întâmplat într-o duminică și el, următoarea duminică, trebuia să plece în Bucovina, într-o tabără de echitație, 2 săptămâni. Știi ce i-am spus? Că el era tare supărat. Și i-am spus, zic, mama, zic, bine că s-a întâmplat doar asta și nu s-a întâmplat ceva mai rău. Și s-a uitat așa la mine, știi, nervos de altfel. Și cum poți să spui așa ceva? Zic, păi ia gândește-te tu că te lăsam să pleci acolo și tu erai singur. Da? Zic, și s-ar fi întâmplat asta sau poate ceva mai grav. Zic, și atunci Dumnezeu te-a păzit de ceva mai rău. Zic, hai să vedem întotdeauna partea bună a lucrurilor. Sigur, e greu, ți-e greu și nouă ne e greu și așa mai departe. Monica, dar când ți se întâmplă ceva rău, îți pui întrebarea, de ce eu, de ce tocmai mie? Pentru că ai de învățat o lecție. Și cauți acel răspuns, în loc să găsești vinovat, să zicem. Da. Ai de învățat o lecție. Ai de învățat ceva. Despre tine, despre oamenii de lângă tine. Sau poate Dumnezeu ne ferește de ceva mai rău? Sau așa. Sau așa. Deci eu consider că pe copilul meu l-a păzit Dumnezeu de ceva mai rău. Și lecția pe care am învățat-o și eu totodată a fost aceea că niciodată nu trebuie să mă mai gândesc să-l las singur undeva. Până la un moment dat, normal, că nu poți să copilul faci ca să meargă pe drumul lui, nu poți să-l ții legat de tine, evident. Dar eu așa le-am luat. Urmează o întrebare mai intimă, știu, dar aș vrea să îmi spui dacă poți. Tu te rogi? Da, da, mă rog. Spun în fiecare seară Tatăl nostru, da? Și când simt că vreau să se întâmple ceva și eu consider că acel lucru e bun, îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să rezolv acea problemă. Da. E importantă rugăciunea în viața noastră? Da, e foarte importantă, pentru că ne conectăm. Ne conectăm cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu David, cu Allah, cu indiferent de cum îi spune orice religie, da? E același Dumnezeu. E același Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu un amic de-al meu, care este sirian, care se ocupă de cai și așa mai departe. Și a fost o discuție foarte interesantă. Zice, Moni, hai să-ți povestesc ceva. Zic, te rog. Zice, tu sigur nu știi despre Lot. Hai să spun eu cine a fost Lot. Și zic, stai, că... Zice, nu. Zic, bine. Și l-am lăsat să spună și atunci am spus, zic, Sultan, asta scrie și în Biblie. Zice, nu pot să cred. Zic, ba da, păi asta scrie în Coran. Păi asta scrie și în Biblie. Și tu vorbești serios? Zic, da. Zic, ți-am spus de atâtea ori. Că indiferent de cum îl numim, e același Dumnezeu. Și sunt aceleași legi, da? Și sunt aceleași porunci, cele 10 porunci. Sunt principii de viață. Și dacă fiecare dintre noi ne-am ghidat viața, măcar după acele 10 porunci, cu siguranță am trăit într-o lume mai bună, mai echilibrată, mai fericită, mai curată, mai luminoasă, din toate punctele Monica, de vedere. Ultima întrebare. Cât de important este să ne rugăm în semn de recunoștință, nu doar în momentele în care ne este greu și vrem să cerem ceva? E foarte important. Faci acest lucru? Da. Păi cum îmi spuneam eu dimineața când mă trezesc, spun mulțumesc, Doamne.
Mulțumesc pentru ziua asta, mulțumesc pentru că familia mea este sănătoasă. Mulțumesc pentru copacii pe care i-am văzut astăzi în drum spre voi, da? pentru adierile acelea de vânt care balansau așa crăcile și frunzele și așa mai departe. Monica, și noi vrem să-ți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vin astăzi la voi și uite, în Vinerea Mare, sunt extrem de emoționată, să nu mă apuc ce plânsul că îmi stric machiajul, că am putut să vin să împărtășesc din trăirile mele, din recunoștința mea pe care eu arăt bunului Dumnezeu în fiecare clip.